de Crăciun vine în cea mai mare parte a țării cu vreme în general frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Vântul va avea unele intensificări în Banat și în zona montană. Temperaturile maxime se vor încadra între minus 1 grad și 0 grade în sudul Olteniei, în condiții de ceață persistentă și 11-12 grade în dealurile de vest. Cerul va fi parțial acoperit de nori, iar în zonele joase, mai ales în prima parte a zilei, local se va semnala ceață asociată izolat cu burniță. Temperaturile maxime vor pleca de la 1 grad în zonele cu ceață și se opresc la 13 grade în dealurile de vest. La Giurgiu miercuri, cerul va fi parțial noros, iar dimineața vor fi condiții de ceață. Vântul este liniștit, iar temperatura maximă va fi între 3 și 5 grade. Astfel, miercuri la Bolintii Mihăile se vor înregistra minus 2 grade, Ghimpați, Hotarele 1 grad, iar la izvoarele Comana și Giurgiu 2 grade. Vântul va sufla cu o viteză de 8 km pe oră din direcția est-nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 96%. Apele Dunării sunt în scădere cu 15-25 de centimetri, cota probabilă fiind 42 de centimetri.